Dragi prieteni, mă bucur să vă am alături de mine la un nou live, mai ales pe cei care sunteți consecvenți în vizionarea acestor live-uri și sunteți consecvenți în a da share pentru a împărtăși aceste mesaje și cu alții. Aș dori să abordez într-o serie de live-uri anumite scuze pe care le aud că le folosesc oamenii, deseori, în special în țara noastră, pentru a nu veni la pocăință, pentru a nu crede în Domnul Isus, pentru a nu crede Sfânta Scriptură și Evanghelia. Și printre cele mai frecvente scuze este aceasta că cetățenii acestei țări vor să moară, zic ei, în credința în care s-au născut. Așa spune. Dom'le, vreau să mor în credința în care m-am născut. Vreau să mor în credința lui tata. Bun. Întrebarea este dacă lucrul acesta, gândirea aceasta este biblică, este normală, este validă. Și pe lucrul acesta vreau să-l analizez în acest live. Acum, ce spune Sfânta Scriptură? E irelevant ce spunem noi. Păi Sfânta Scriptură spune că noi ne naștem în păcat, în nelegiuire. Ia auziți, Psalmul 51 cu 5, care este unul dintre cele mai cunoscute psalmi, cei mai cunoscuți psalmi din Biblie, eu mi-aduc aminte chiar din școală, l-am învățat la școală, că se făcea religie, nu știu dacă se mai face astăzi. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Avem aici pe prorocul David, care era evreu, care s-a născut în poporul evreu, era din poporul lui Dumnezeu. L-avem aici pe David, care era în vechiul legământ, care, repet, făcea parte din poporul lui Dumnezeu. Și el spune că mama lui, care a fost o femeie credincioasă, tatălui, care au fost oameni credincioși, ei l-au zămislit în păcat, în nelegiuire, s-a născut în păcat și în nelegiuire. Așadar, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, noi nu ne naștem cu credință, cum spun oamenii. Premiza celor care spun că vor să moară în credința în care s-au născut, premiza este că s-au născut într-o credință. Nu, noi nu ne naștem în credință. Noi ne naștem în păcat, nu în credință. Deci nu ne naștem în credință. Vă citesc un pasaj din Vechiul Testament, 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 18 spune așa: că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați sau mântuiți, auziți, din felul de șir de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Deci noi de la părinții noștri am moștenit un fel de șir de viețuire. Acum eu nu vreau să mă adresez doar prietenilor mei ortodoxi care vor asculta clipul acesta, ci mă adresez chiar și celor care sunt evanghelici, care sunt născuți în familii de baptiști, pentecostali, creștini după Evanghelie și așa mai departe. Pentru că și unii dintre ei, mulți dintre ei, zic: domnule, eu m-am născut baptist, eu m-am născut creștin după Evanghelie. Și au ideea asta că, domnule, eu sigur sunt mântuit, pentru că eu m-am născut într-o denominație, într-un cult, într-o credință care are Evanghelia adevărată. Domnule, dar lucrul ăsta nu vine automat. Și tu care ești baptist sau creștin după Evanghelie, sau ce ești tu, nu ai nicio problemă cu denominația ta. Cel puțin în ce privește mântuirea și în discuția aceasta foarte importantă, decât să înțelegi și tu realitatea că te-ai născut în păcat, că de la părinții tăi n-ai moștenit nicio credință, nici credința baptistă, nici pentecostală, nimic, n-ai moștenit. Ce ai moștenit? Un fel de șer de viețuire. Ai moștenit păcatul de la părinții tăi. Prin nașterea asta ai moștenit. Nu te-ai născut cu niciun fel de credință. Nici tu și nici eu. Poți să apreciezi credința părinților tăi, poate părinții tăi au creat contextul și cadrul în care Dumnezeu te-a mântuit, dar de la ei n-ai moștenit prin naștere credința. Prin naștere n-ai moștenit credința de la ei, da? Așa că dacă ai senzația asta că tu poți să te botezi cu restul tinerilor la 18 ani sau la 16 ani doar pentru că te-ai născut în familie de pocăiți sau de credincioși, te înșeli amarnic. Dacă nu poți identifica în viața ta o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu în care te-a mântuit, te-a născut din nou, ți-a dat credință, ți-a dat pocăință, și ai sentimentul ăsta că pentru simplu fapt că te-ai născut într-o familie de credincioși și ești mântuit, te înșeli amarnic și ești pierdut. Te înșeli amarnic și ești pierdut. Și trebuie să strigi la Dumnezeu după mântuire, ca să te mântuiască, ca să te salveze, ca să te nască din nou. Așadar, realitatea pe care o prezintă Sfânta Scriptură despre noi este una tragică. Noi nu ne naștem în credință. Nu ne naștem în credință, ne naștem în păcat. Toți ne naștem în păcat. Al doilea lucru care contează este următorul. Să presupunem că cu timpul ai colectat o credință de undeva. Întrebarea nu este în ce credință te-ai născut. Întrebarea este dacă credința ta este mântuitoare.
Pentru că vedeți, când oamenii se lăudau pe vremea lui Iacov, la câțiva zeci de ani, poate la întemeierea bisericii, poate nici nu erau câțiva zeci de ani, Iacov spune, și dracii cred, și se înfioară. Tu spui că ai credință. Cu alte cuvinte, Iacov ne pune la test. Pavel zice la fel. Încercați-vă dacă sunteți în credință. Încercați-vă dacă sunteți în credință. Examinați-vă. Verificați-vă. Este credința ta mântuitoare? Sunt foarte mulți oameni care au credință mărturisitoare. Mulți vor veni în ziua aceea, spune Domnul Iisus, care vor zice, Doamne, Doamne, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi multe minuni, și Domnul Iisus le va spune, niciodată nu v-am cunoscut. Așadar, întrebarea nu este dacă credința ta este mărturisitoare, ci dacă credința ta este mântuitoare. Dacă credința ta este mântuitoare, da? Este irelevant ce credință ai, dacă credința ta nu este mântuitoare. Este irelevant cât de corectă e credința ta, cât de veche e credința ta, cât de mulți oameni au aderat la credința ta, cât de frumos sună credința ta. Este irelevant dacă credința ta nu este mântuitoare. De aceea deschide cuvântul lui Dumnezeu, citește Sfânta Scriptură ca să vezi dacă credința ta este mântuitoare. Dacă este mântuitoare. Nu dacă aderă mulți oameni la ea, nu dacă părinții tăi au avut-o, nu dacă mulți români o au, nu dacă e veche, nu dacă vine pe nu știu ce linie de tradiție. Lucrurile astea sunt irelevante, hai să înțelegem bine despre ce vorbim. Sunt irelevante. Întrebarea crucială este dacă credința ta este mântuitoare. Credința mântuitoare îl are ca obiect principal pe Domnul Iisus Hristos. Credința mântuitoare este credința care nu se leagă de fapte, care nu încurcă mântuirea cu fapte. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, auziți? Prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă tu crezi că ești mântuit prin fapte, nu ai o credință mântuitoare. Ești pierdut. Ești pierdut. Dacă credința ta se leagă de Domnul Iisus Hristos și de altcineva, oricine ar fi persoana cealaltă, persoane pe care le stimez, sfinți, Maica Domnului, persoane pe care noi toți le onorăm, le cinstim că au fost oameni ai lui Dumnezeu, dacă credința ta nu-L are ca obiect exclusiv pe Domnul Iisus Hristos, ești pierdut. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, și între Hristos și oameni nu mai există alt mijlocitor, sfinți, Maica Domnului și așa mai departe. Nu există. Nu există. Trebuie să înțelegi lucrul ăsta deschis. Deci întrebarea este dacă credința ta este mântuitoare. Dacă l-are ca obiect pe Domnul Iisus Hristos, dacă este o credință din cuvântul lui Dumnezeu, spune Scriptura că credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Dacă tu nu ești interesat de Scriptură, de cuvântul lui Dumnezeu, nu ai o credință mântuitoare. Nu ai o credință mântuitoare. Scriptura ne spune că această credință este o credință care duce la fapte, care duce la fapte de sfințenie. Dacă tu nu trăiești după voia lui Dumnezeu și nici nu citești Scriptura, nici nu știi care e voia lui Dumnezeu, tu nu ai o credință mântuitoare. Deci este irelevant ce credință ai dacă ea nu este mântuitoare. Dragii mei, dacă înțelegeți că mesajul acesta este important și că trăim într-un context în lumea aceasta, în țara aceasta, în care mulți oameni se înșeală cu privire la credința lor, vă invit, vă sfătuiesc să dați share la clipul acesta ca și alții să audă acest mesaj important și să-și verifice credința, dacă credința lor este cu adevărat biblică. Am mai spus și în alte clipuri, dacă alții sunt așa de predispuși și așa de ușor dau like și share la tot felul de clipuri și poze chicioase și citate care n-au nicio treabă cu creștinismul, cu atât mai mult ar trebui să fim noi predispuși și rapizi la da share la un mesaj pe care îl considerăm biblic. Bun, mergem mai departe. 1. Biblia nu spune că noi ne naștem în credință. 2. Este irelevant ce credință ai dacă credința ta nu este mântuitoare. Deci verifică credința ta dacă este mântuitoare. 3. De cele mai multe ori când oamenii spun că s-au născut într-o credință, ei se referă că s-au născut într-un cult, într-o denominație. M-am născut ortodox, m-am născut baptist, m-am născut catolic, m-am născut reformat și așa mai departe. Adică am fost dus de mic la binecuvântare sau am fost dus de mic la biserică și am fost botezat de mic și am intrat într-o anumită credință. Oameni buni, apartenența cultică nu este același lucru cu credința. Nu este același lucru cu credința. Domnul Iisus Hristos, apostolii niciodată n-au spus, pentru că faci parte din cultul ăsta sau din denominația asta ești mântuit. Nici vorbă. Vă spun deschis. Nu există niciun cult care să aibă dreptul să-ți dea siguranța mântuirii, niciun cult care să poată să-ți dea mântuirea. Niciunul. Niciunul de pe suprafața pământului. Nu există așa ceva. Singurul care îți dă mântuire prin credință este Domnul Iisus Hristos, iar El nu este un cult, ci este o persoană. Ce este o persoană? Când omul spune, eu vreau să rămân în credința în care m-am născut, vreau să rămân ortodox, vreau să rămân baptist, el se referă la un cult.
El se referă la, poate la o mărturisire de credință sau la niște crezuri. Nimeni nu este mântuit în felul acesta. Nu te poate, dacă toți preoții, toți păstorii, toți predicatorii, toți evangheliștii din toate cultele s-ar aduna la nașterea ta ca să-ți dea binecuvântare și mântuire, n-ar reuși să ți-o dea. Pentru că singurul care ți-o poate da este Domnul Iisus Hristos. Un cult nu te poate mântui. Nu te poate mântui nici toate cultele. Singurul care te mântuiește este Domnul Iisus Hristos. Înțelege? El a murit pentru păcatele noastre. El a stat în locul păcătoșilor. El a primit pedeapsa lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu în locul păcătoșilor. Domnul Iisus Hristos a satisfăcut dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu plătind pentru păcatele celor care vor crede în El. N-a stat un cult, n-au stat preoții, nimeni n-a făcut lucrul acesta. Cultele nu te pot mântui. Nu te pot mântui. Denominațiile nu te pot mântui. Doar Domnul Iisus Hristos te poate mântui. Așa că atunci când spui, eu vreau să rămân în credința care m-am născut, tu de fapt te referi la un cult, că tu când te-ai născut n-ai știut nimica despre credința celor care te-au botezat, celor care te-au binecuvântat, celor care te-au dus la biserică, n-ai știut nimica. Deci cum să rămâi tu într-o credință în care te-ai născut, când tu n-ai știut ce credință e aia, da? Deci e clar că tu vorbești despre un cult, însă Biblia nu vorbește despre culte. Biblia nu vorbește nicăieri despre culte, ci vorbește despre o credință personală, o încredere personală într-o persoană, adică în Domnul Iisus Hristos, da? Așadar, nu ne naștem în niciun fel de credință, ci ne naștem în păcat. 2. Este irelevant ce credință ai astăzi, este important să ai o credință mântuitoare. 3. Atunci când spui că te-ai născut într-o anumită credință, tu te referi la un cult în care te-a băgat cineva fără ca tu să fii de acord. Da? Fără ca tu să fii de acord. Fie foarte clar despre ce vorbim. 4. Nu tot ceea ce este vechi este neapărat bun. Premisa de la care pornești sau pornești cei care spun vreau să rămân în credința în care m-am născut, premisa este că credința aceea e bună. Și el nu vrea să se mute de la ea. Dar nu tot ceea ce este vechi este bun. Nu tot ceea ce au făcut părinții mei este bun. Da? Nu tot ceea ce au făcut străbunicii mei este bun. Și textul pe care vă l-am citit din 1 Petru este perfect pentru a ilustra lucrul acesta. Când spune că am moștenit de la părinții noștri un fel de șer de viețuire. Sau că am moștenit de la părinții noștri o natură păcătoasă. Ne-am născut în păcat. Am fost zămisliți, concepuți în nelegiuire. Asta am moștenit la ei, da? Nu tot ceea ce este vechi e bun. Nu tot ceea ce este vechi e bun. Multe lucruri pe care le-au făcut înaintașii noștri, strămoșii noștri, n-au fost bune. Nu au fost bune. Multe din crezurile, multe din ideile, multe din filozofiile, multe din valorile, standardele, obiceiilor, înaintașilor noștri, nu au fost bune. Cum știi dacă au fost bune sau nu? Poate te vei simți jignit. Spui, dar cine ești tu să spui că ce au făcut strămoșii mei, ce au crezut strămoșii mei nu este bun? Nu eu o spun. Cuvântul lui Dumnezeu o spun. Eu te invit pe tine să te apuci de citi Sfânta Scriptură și să vezi dacă crezurile, standardele, valorile, obiceiurile, datinile strămoșilor tăi sunt biblice. Asta este provocarea mea pentru tine, să vezi din cuvântul lui Dumnezeu, nu din crezul meu, nu din ideile mele, din cuvântul lui Dumnezeu. Roagă-te înainte. Spune, Doamne, vreau să-mi descoperi adevărul. Roagă-te înainte. Cere lui Dumnezeu să te lumineze prin Duhul Sfânt și deschide Noul Testament și vezi dacă cineva din Noul Testament a susținut vreodată datinile, obiceiurile, ideile, standardele, valorile, crezurile strămoșilor tăi. Dacă nu, trebuie să le abandonezi. Ca să nu fii pierdut. Ca să nu fii pierdut. Apoi, legat de această credință strămoșească despre care vorbesc oamenii și în care vor să moară, eu cred că pentru unii dintre noi este valabil lucrul acesta. Strămoșii noștri au avut o credință biblică. Dar trebuie să o verificăm întâi. Da? Trebuie să o verificăm întâi. Credința strămoșească bună este credința biblică. Unii n-au o credință strămoșească bună și trebuie să renunțe la ea. Dar credința strămoșească bună este o credință biblică. Pavel, de exemplu, vorbește despre Timotei. Timotei care a auzit cuvântul de la mama lui, a auzit cuvântul de la bunica lui. Și a mama lui și bunica lui i-au transmis, l-au învățat cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care, spune Apostolul Pavel, dă înțelepciunea care duce la mântuire. Deci nu mama și bunica lui Timotei l-au mântuit. Nu mama și bunica lui Timotei l-au născut în credință pe Timotei. Nu, Timotei și el s-a născut în păcat. Dar mama și bunica lui Timotei i-au dat cuvântul lui Dumnezeu care dă înțelepciunea ce duce la mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, întrebarea care se pune este dacă strămoșii tăi ți-au dat ție cel mai de valoare lucru și anume Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu care duce la mântuire. Asta este întrebarea. Dacă ei ți-au dat niște datini, niște tradiții, dacă ei te-au învățat să crești și să nu cercetezi, dacă
preoții tăi sau oamenii în care tu crezi sau oamenii pe care tu bazezi, te bazezi, te-au învățat să-i crezi pe ei, să te duci la biserică, să faci niște ritualuri, să nu cercetezi prea mult lucrurile, aia nu este o credință biblică. Trezește-te, aia nu este o credință biblică. Lucru care ar trebui să răsune în mințile noastre este acest cuvânt puternic a Sfintelor Scripturii. Și dracii cred și să-mi fioară. Asta spune Iacov. Și dracii cred și să-mi fioară. Tu spui că te-ai născut cu credință. Și dracii cred. Și să-mi fioară. Dar niciunul dintre ei nu va fi mântuit. Este credința ta o credință ca a demonilor? Demonii au informații corecte despre Hristos, dar niciodată nu și-au pus încrederea în El. Demonii au cea mai corectă credință despre Domnul Iisus Hristos. El știe Biblia, ei știu Biblia mai bine decât noi. Pentru că au avut mii de ani ca să o studieze. Au știut cele mai impresionante tratate teologice. Dar nu-s mântuiți pentru asta. Afirmațiile doctrinare corecte nu mântuie pe nimeni. Ci credința personală în Domnul Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor, pentru mântuire și pentru viața veșnică. Și avea să închei cu a te întreba următorul lucru. Cum ai putea tu să crezi? Cum ai putea tu să te naști într-o credință pe care nu ți-o poți asuma? Tu n-ai capacitate intelectuală ca să înțelegi ce a spus omul ăla când te-ai născut tu sau când te-a dus la botez sau când te-a dus la binecuvântare. El nu ți-a putut da nicio credință. Cum te poți tu naște într-o credință pe care nu ți-ai asumat-o? N-ar trebui oare să spui întrebarea aceasta? Eu am stat vreodată să analizez credința aceasta în care eu spun că m-am născut? Eu n-am luat niciodată o decizie ca să cred în credința asta. Eu n-am luat niciodată o decizie ca să cred în afirmațiile astea doctrinare. Eu n-am luat niciodată o decizie să fiu ortodox sau baptist sau ce mai ești. Eu n-am luat o decizie. Eu n-am judecat niciodată lucrurile să văd dacă sunt bune, dacă sunt adevărate, dacă sunt corecte, dacă sunt de la Dumnezeu. Nu spui semnul ăsta de întrebare. Cum poți să te naști într-o credință pe care tu nu ți-ai asumat-o niciodată, voluntar și conștient? Puneți întrebarea asta pentru că este fundamentală. Este esențială, este de bază pentru viața ta. Cercetează-te, gândește-te, Dumnezeu te cheamă să faci lucrul ăsta și să vezi dacă credința pe care tu o ai, dacă credința pe care tu ai adoptat-o așa, din mers, este credința biblică. Și dacă ai adoptat-o din mers, fără să ți-o fi asumat niciodată, în mod conștient, voluntar, procesând tot conținutul acela doctrinar care ți-a fost dat de către cineva, dacă n-ai făcut lucrul acesta, fă-l azi, gândește-te azi. Cel mai bun sfat pe care ai putea să ți-l dau și pe care ți-l dau, indiferent de cine ești tu, este să te duci la Cuvântul lui Dumnezeu și să vezi dacă ceea ce tu crezi este din Sfânta Scriptură. Vreau să închei cu un text din Sfânta Scriptură, Ezechiel capitolul 18, unde spune așa. Ezechiel capitolul 18 zice Biblia despre faptul că noi nu moștenim nimica de la părinți. Ia auziți ce spune Ezechiel capitolul 18. Dacă un om are un fiu iute la mânie, care varsă sânge sau care face ceva de felul acesta, dacă acest fiu nu ia nimic după purtarea tatălui său, neprihănit, ci mănâncă pe munți, necinstește pe nevasta aproape lui său, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, răpește, nu dă înapoi zălogul, ridică ochii spre idol și face uriciuni, împrumută cu dobândă și ia cămată, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi. A săvârșit toate aceste uriciuni, de aceea trebuie să moară. Sângele lui să cadă asupra capului lui. Deci aici Scriptura vorbește chiar despre niște oameni credincioși, niște oameni care erau al lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu, dar a căror copii nu erau credincioși. A căror copii nu erau credincioși. Și el spune că acești copii care s-au născut în familii de credincioși, dar care n-au imitat trăirea, credința, n-au avut trăirea, credința, neprihănirea pe care au avut-o părinților, acești copii vor muri. Sângele lor spune să cadă asupra capului lor. Așadar, nu te salvează cu nimic părinții tăi. Și dacă ar fi fost credincioși părinții tăi, ei nu te pot salva cu nimic. Tu personal trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos. Tu personal trebuie ca să ai o credință mântuitoare. Tu personal trebuie să ajungi la un moment în viața ta în care să gândești bine lucrurile, să înțelegi Evanghelia, să înțelegi vestea bună a mântuirii, să înțelegi că ești pierdut fără Dumnezeu, să înțelegi că Dumnezeu e sfânt și tu nu ești. Dumnezeu este drept și tu nu ești. Dumnezeu are o lege sfântă, curată, în fața căreia ești condamnat. Dacă ești să fii analizat în fața legii lui Dumnezeu, dacă ești să fii analizat, ești pierdut pentru totdeauna. Ești vinovat, condamnat de legea lui Dumnezeu și nu ai nicio scăpare, aparte de lucrarea răscumpărătoare, ispășitoare, mântuitoare,
substitutivă, da? El a stat în locul păcătoșilor, a Domnului Iisus Hristos. Și numai dacă te întorci la Domnul Iisus, te încrezi în Domnul Iisus, capitulezi înaintea Domnului Iisus Hristos, vii la Domnul Iisus Hristos, cedezi, ajunge puizat, renunți la orice altă variantă de mântuire și spui încrederea doar în Domnul Iisus Hristos și strigi cu disperare la El, înțelegând că ești la risc maxim fără El. Ești pierdut pentru totdeauna. Dacă faci lucrul acesta și apelezi la mila Lui, așa poți să fii mântuit și doar așa. Și doar așa. Părinții, strămoșii, sfinții, tradiția, biserica, pastorii, preoții nu te pot ajuta cu nimic decât să-ți dea Scriptura Cuvântului Dumnezeu. Oamenii care nu te duc la Cuvântul lui Dumnezeu și spun, crede-mă pe mine că eu am dreptate. Oamenii care nu te duc la Cuvântul lui Dumnezeu să spună, crede ce spune Sfânta Scriptură, nu alte povești, alte prostii. Îs niște înșelători, niște ucigași de suflete. Îs niște oameni care îți pavează drumul spre iad. Trezește-te. Trezește-te dacă ești un om care crezi că părinții tăi, că tradiția ta, că biserica ta te poate mântui în vreun fel. Singurul care te poate mântui este Domnul Iisus Hristos și felul care El te mântuiește este prin adevărul Evangheliei. Te rog în numele Domnului, te rog în numele lui Dumnezeu, pune mâna pe o Biblie, pune mâna pe o Biblie, citește Noul Testament, citește Evanghelia și înțelege care este calea mântuirii. Doar Domnul Iisus Hristos te poate mântui. Dragi prieteni, dați share la mesajul ăsta, împărtășiți-l cu alții pe grupuri, pe profilul dumneavoastră și haideți ca împreună să contribuim cumva la răspândirea adevărului Evangheliei. Poate unul din prietenii tăi, unul singur, va auzi mesajul ăsta și Dumnezeu îl va cerceta. Eu îmi doresc lucrul acesta, de aceea vă invit, dați share și ne vedem la următorul live.